Doi erarhi ai bisericii noastre au binecuvântat astăzi Centrul Pastoral Misionar al Parohiei Ludaș din Comuna Băcăoană-Balcani. Sărbătoarea comunității a început de dimineață cu Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți. În continuare, în al Preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului și ierarhul Oaspete, au sfințit paraclisul din incinta așezământului Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului și Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Brazi, la 11 ani de la începerea lucrărilor de zidire. Evenimentul a marcat și împlinirea 200 de ani de atestare documentară a vechii biserici de lemn din localitate Părintele Arhiepiscop Ioachim le-a vorbit credincioșilor despre puterea cuvântului lui Dumnezeu. Mreaja este mreaja cuvântului pe care Hristos o aruncă în lume și ce bine este să fii prins de către cuvântul lui Dumnezeu. Adică cuvântul lui Dumnezeu să prinde în tine rădăcini, după aceea îl lăsăm pe Dumnezeu să se manifeste în, în noi și să ajungem la ceea ce a spus Sfântul Apostol Pavel, nu mai sunt eu care trăiesc ci Hristos trăiește prin mine. Viața mea este Hristos. Hristos ne poate ridica la starea de har, la starea aceea care a fost pierdută asistând la această festivitate. Vă rog ca să înscrieți în inimile voastre ce ați simțit astăzi. Veți pleca de aici purtător de Hristos, adică Hristofori. Construirea centrului pastoral misionar a început în anul 2013. Noua clădire cuprinde un paraclis, o sală de mese, o bucătărie, camere de protocol, o bibliotecă, un spațiu muzeal, o clopotniță și un lumânărar. Pentru activitatea sa, părintele Paroh a fost hirotesit econom Stavrofor. Părintele s-au ostenit mult aici și vă mărturisesc că de fiecare dată când am venit, l-am găsit în haine de lucru alături de doamna Preoteasă. Munceau cot la cot ca să ducă la desăvârșire această lucrare minunată. Este o lucrare, aș putea spune, unică în cadrul protopopiatului nostru. A început inițial cu o casă plasnicală. după ce ne-am gândit să o extindem puțin, să facem și o capelă, biserica este sus pe deal și este foarte greu accesul și atunci am spus că să facem un complex aici în centrul satului. Și iată, vă spuneam că, cum așa cum spune și că a biuit gândul. De data aceasta a și fapta, fiindcă iată, ceea ce am gândit atunci, acum s-a materializat. Preasfințitul Părinte Antonie a oferit în al Preasfințitului Părinte Ioachim și comunității din Lodaș candela la Unității Naționale. Cei care au sprijinit construirea și amenajarea centrului au primit din partea Arhiepiscopului Romanului și Bacăului distinții de vrednicie.